Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul cu numărul 17 din cariera noastră frumoasă cu Manchester United, desigur. În episodul anterior, ține minte că am făcut 3 transferuri bombă. L-am adus pe Bukayo Saka la echipă, pe Araujo și pe Trent Alexander-Arnold. Desigur, ei nu s-au descurcat foarte bine de la început, după cum am văzut, însă ușor-ușor o să se descurce, o să vedeți că o să ajute foarte, foarte mult la echipă. În episodul de azi o să dăm desigur și un play-sell noului nostru jucător Saka, pentru că el a fost ales pentru jucătorul lunii, deși a jucat doar un meci sau două. Așa că, da, lui o să-i dăm. El în momentul de față are finishat, technical și flair. 3 playstyle-uri destul de bune, adică na, ce mai bun play aici e clar finish atât, dar nu e cine știe ce oricum. Așa că haideți să-i dăm unul nou. E bine, și avem aici 6 playstyle-uri destul de bune pentru Bukayo Saka. Avem Power Shot Rapid, First Touch, Press Proven, Quick Step și Incisive Pass. Toate efectiv sunt foarte bune pentru el. Hai să vedem totuși ce pică și se pare că îi pică. Haide să vedem, pică Quick Step sau Incisive Pass. Ok, pică Incisive Pass. E bine, și acum Bukayo Saka are și Incisive Pass. Un playstyle destul de bun care, na, cam practic știe ce face, dă pase foarte, foarte bune, însă să fiu sincer, îi mergea un rapid. Chiar mergea pe terenul rapid. Trecem mai departe și vedem că următorul match este un match destul de ușor de la Leicester City. Deci că putem să-i batem destul de ușor. Echipa lor nu este așa de bună din câte văd, adică, na, clara noastră este superioară. Cu Virgil Mbappé, Saka și Garnacho efectiv rupe. Așa că o să intrăm noi repede match și o să vedem ce reușim să facem. E bine, și începe meciul versus cei de la Leicester City. Hai să ne reușim să câștigăm acest meci. Aici ocazie foarte bună, unul de Sandro Martinez acolo, șutează însă apăr Neuer, bine mă Neuer. Asta acum un corner foarte bun pentru Leicester City, centrare foarte bună, însă este Neuer. Foarte bine aici, Virz vede pe Mbappé, Mbappé clar foarte bine aici, singur, șutează, bar, mom, spar bară, efectiv am spart-o. Foarte bine aici, Bruno Guimaraș pasă la Mbappé, Mbappé l-a văzut aici pe Virz și Virz este singur cu portar, hai să ne reușim să scriem și mar... Nu pot să cred. Virz? Ok, hai să discutăm. Nu pot să cred cum a arătat. Cazie bună pentru Leicester City, astfel ce a reușit să facă, trece foarte bine. Încercăm să-l blocăm, o șansă foarte bună pentru ei. Ok, nu este fault, un shoot bun, însă este bară. Sau nu, apăr Neuer. Hai să ne reușim să ne apărăm aici la acest corner. Foarte bine acolo, respingem foarte bine. Ocazie foarte bună aici, am ducem cu Araujo. Mamă, ce la mingea asta. Mamă, ce se întâmplă acolo? Haide, nu pot să cred. Bine mă Neuer. Mamă, deci dacă nu era Neuer, ne luam deja 2 goluri. Hai să acum un corner din nou pentru ei. Facă, oh, nu, respinge. Bine acolo Araujo. Haide mă. Bun. Cazie foarte bună aici, mamă ce pasă. Nu, este offside, clar, mamă ce a apărat acolo Neuer. Incredibil cum a apărat Neuer. Și n-a fost offside, deci era gol. Wow, bine aici Arnold. Nu pot să cred cum trece, hai de opriți-l odată. Bine acolo Martinez. Nu pot să cred, iar pe mingea. Bine mă. No, oh, nu, what? Ok, este foul sau ce este, offside? Oh, a fost foul, wow, ok. Hai să ne să ne apărăm, ce bine acolo, însă l-am scos pe Neuer. Haide Saka, continuă Saka, șutați la instanță, însă apără Ward, portarul celor de la Leicester. Foarte bine aici Garnacho, că tot pasă bine la Mbappé, acum Mbappé are viteză, s-a dus racheta, am zis, mă, bine mă, Mbappé face 1-0 pentru Manchester United în minutul 76. Revenem faza foarte bine aici, bomba lui Kylian Mbappé, nimic complicat, 1-0 pentru Manchester United. Cazie foarte bună aici pentru cei de la Leicester City, bine aici David ce-l oprește. Pasa bună din nou la Kylian se poate duce, da, nu prea se poate, însă vede aici bine pe Bruno Fernandes, însă nu reușește Bruno, bă. Lovitura de colț pentru Manchester United, centrarea destul de bună la Kylian cu capul, reușește Kylian cu capul, incredibil, în minutul 91 Kylian face 2-0, bine mă Kylian. Un cucoazie foarte bine aici, Virz a plecat foarte bine, s-a zvirț, un parșat, nu pot să crece bară, opa, nu, ce șansă facem 3-0. E bine, următorul meci este contra cei de la Fulham, care au o echipă destul ușoară de bătut, bine, așa am zis și despre Leicester City, însă ne-a pus și a probleme. Totuși echipa asta nu pare ceva surprinzător. Eu zic că o să ne surcăm așa că haideți să intrăm în meci. E bine, și în ce meciul, hai să vedem dacă reușim până la urmă să câștigăm și acest meci. Foarte bine aici Garnacho de la distanță, o încercăm, însă este peste poartă.
Ce bine a scăpat aici mingea aceasta, periculoasă, însă prește acolo Araujo, încă o fază periculoasă, bine Araujo. Foarte bine aici Granaciul, vede aici pe Kylian, mamă ce pasă bună, șutează, însă pe lângă poartă, bă ce se întâmplă, ce se întâmplă cu șuterile astea. Bine aici Kylian Mbappé, pasă la Virț, Virț îl vede bine aici pe Kylian, din nou, pasă este bună pentru Granaciu, Granaciu cum fine, însă apără Leno. Hai să vedem din nou o centrare, încercăm din nou la Kylian, hai să vedem că reușim, însă nu, este prea scurtă, totuși e destul de bună. Foarte bine aici David, centrare foarte bună la Kylian, însă nu reușește. Oh nu, oh nu, opriți-l, nu pot să cred, bă, nu puteam să schimb jucătorul, bă, nu puteam să schimb jucătorul, bă, ce spații am lăsat, se face 1-0 pentru Fulham. Oh nu, oh nu, oh nu, wow, wow. Wow, efectiv, wow. 2-0 pentru Fulham. Wow, cum ia goluri. Revedem faza aici, nu înțeleg. Nu înțeleg cu ce pasă bună. Ce pasă bună în prima și... Na, ce se mai fac? Ce se mai fac? Bine aici, îl vedem pe Kylian. Kylian foarte bine la... Minge la Kylian! În blocaj, bă, frate. Încercăm o centrare, haide. Trebuie să meargă. Trebuie să meargă. Nu pot să cred. Bine aici, Virț. Virț continuă, pasă la Kylian. Kylian face 1-0. Adică, nu, 2-1. Scuze, 2-1. Pentru Fulham în continuare, da? Hai să vedem, sperăm că o să întoarcem. Foarte bine combinația, totuși aici. Foarte bună de pase. Virț cu Kylian Mbappé au rupt aici. Însă totuși este 2-1. Nu pot să cred, nu pot să cred, bă, bă, Araujo, bă, ce mi-ai făcut, Araujo, ce mi-ai făcut, nu pot să cred. Efectiv, eu nu vreau să fac chestia aia atunci. Eu am crezut că ia direct Araujo și de centrare, însă nu, mi-a dat schemă, efectiv. 3-1 versus, adică pentru Fulham. Nu pot să cred, nu pot să cred, mamă, ce este? What? Ah, este un fault, da, este offside, ok. Bine aici, mamă ce pasă la Bruno, însă da, degeaba, degeaba, pasă foarte bună la Bruno, foarte, foarte bună, însă degeaba este 3-2, da, asta este. Da, și se pare că se termină meciul, câștigă aici de data asta Fulham, wow, mă mir, mă mir. O echipă care am subestimat-o, chiar am subestimat-o. Ei bine, următorul meci este în UEFA Champions League. Aceasta este grupa noastră, Napoli, Feyenoord și RB Salzburg. O grupă este ușoară, adică în afară de Napoli, restul echipelor nu sunt chiar așa de bune. Și primul meci este versus Napoli, așa că trebuie să îl cam câștigăm. Aici este Kvaratskhelia la echipă, Osimhen, Politano, Di Lorenzo, Orban, Lobot ca o echipă chiar foarte, foarte bună. Haideți să intrăm în meci și să vedem ce reușim să facem cu echipa noastră. Întrebăm pe acest video clipmaker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. E bine și în ce meciu, haideți să vedem că reușim să câștigăm primul nostru meci din UEFA Champions League în sezonul acesta. Foarte bine aici, Kvaratskhelia reușește să mai mingea Osimhen, însă foarte greu să mișcă. Ocazie bună pentru cei de la Napoli, foarte bine acolo, incredibil ce bară și acum respingem bine. Ok, respingem. Bine aici, Garnacho, hai Garnacho, du-te Garnacho, nu reușește, bă, din păcate. Trebuie să trece aici peste, haide aici, șut foarte bun, nu pot să cred, vorbim reci apără. Și aici Virț, un parșat în cap la 1, direct în cap la 1. Bine aici, pasă înapoi la Kylian, Kylian șutează, însă ce bară, incredibil. Bine aici, Kylian Mbappé se poate duce, Kylian, Kylian aici la balon, pasează foarte bine la Bruno Fernandes care șutează, însă nu marchează, apără meret. Azi vedem, clasica noastră mișcare, dacă ne mai iese, aici este Virț, da, nu ne mai iese. Bine aici, pasă la Mbappé, Mbappé trece foarte bine, are viteză, se poate duce, nu pot să cred. Haide Mbappé, haide Mbappé! Bine mai Mbappé, n-ai cum așa, n-ai cum, efectiv e prea rapid Kylian Mbappé în stânga, dreapta, stânga, dreapta, din nou, pac pe lângă portar, șut foarte ușor pe lângă portar, face 1-0, doar tăță la reloare, uite și aici cât aproape a fost să ia mingea de două ori, trei ori, dacă punem la socoteală și portarul, e incredibil, ce bun e Mbappé. Bine aici, ce bine aplicat Garnacho, nu pot să cred ce a reușit să apere acolo. Ocazie bună pentru Napoli, foarte bine aici Osimhen pasă la Kvaratskhelia, șutează însă apără Neuer. Foarte bine aici Davis la Garnacho, Garnacho, incredibil ce șut bun însă apără meret. Di Lorenzo aici însă apără Neuer, bine mă, Neuer.
Lovitură de colț pentru cei de la Napoli. Hai să dacă reușim aici. Wow, ce bine a trecut mingea. Însă, op, o băgam foarte noi. Iar aproape totuși. Oh, ce faul, ce faul, clar. Mai nimic. Ok. Foarte bine, ce Osimhen trece foarte bine. Opriți-l, bine, bine. Ok, ultima ocazie pentru cei de la Napoli. Napoli! Bine, mă, aici, Neuer. Bine, mă, Neuer. Ultima ocazie, totuși, hai să dacă reușesc cea Napoli să înscrie. Centrare foarte bună, însă respinge foarte bine. Și acum Saka. Hai, mai trebuie să lasă te un Porsche instant gol. Să te meci 1-0 pentru Manchester United. E bine, următorul meci este tot în Premier League. Un meci destul de ușor, vezi, și la Brentford. Bine, să sperăm că e ușor, pentru că până acum n-am avut meciuri ușoare. Însă zic că asta o să fie. Așa că haide să intrăm în meci, să vedem ce reușim să facem. E bine, și ce meci, hai să vedem dacă reușim pe la urmă să batem și pe Brentford. Bine, aici Saka, Saka la balon, șutează de la distanță. Este faultat acolo. Este accidentat, să sperăm că nu este ceva grav. Bine, aici pasă la Kilian. Kilian, Kilian trece foarte bine. Hai să dacă putem să continuăm, șutăm, însă apără raia. Caz e bun aici pentru Icardi. Hai să vedem aici pasă bună la Mbembo. Mbembo trece foarte bine, însă apără Neuer. Ocazie de colț pentru cei de la Brentford. Hai să vedem dacă reușim să ne apărăm și se pare că reușim până la urmă. Ce șut surprinzător. Nu, nu, nu pot să cred. S-au încurcat efectiv jucătorii în ei, bă. Foarte bine, aici vii. Nu, e Bruno, e Bruno. Ok, e Bruno. Am crezut că e Virs, nu, e Bruno. Hai, asta este 1-1. Bine, aici pasa. Ce bine a plecat Kylian Mbappé. Kylian, Kylian. Uelu, s-a dus acel balon. Hai de aici, Saka. Bine, Saka. Bine, Saka. Bine, Saka cu dreptul. Incredibil ce gol a reușit să dea Bukayo Saka. Bine, aici Garnacho. Garnacho continuă foarte bine, însă nu știu ce e atât. Bine, aici Kylian, Kylian, Kylian. Nu, 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 na, na. Hai aici, haide, 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 știu că putem, știu că putem. Bă, mă, ce pară, Kylian. Bine, mă, bine, mă, mamă, aia a fost un fel de pas, aia a fost un fel de pas. Aici o șansă foarte bună, nu pot să cred. Nu, opriți-l. What? What? Cum a apărat-o? Noi, era incredibil. Un corner pentru Brentford. Aici aproape, însă foarte bun, însă tot apare Neuer. ASDM, iar un corner pentru Brentford. Din nou, reușim să o scoatem. Nu, nu, nu pot să cred. Nu pot să cred. Wow, efectiv, wow. Oricum, s-a terminat 3 la 2, reușim să-i batem pe cei la Brentford, nu înțeleg ce să deschip instant. E bine, și următorul meci este contra cei de la Carlisle, cred că așa se pronunță, în Carabao Cup, un meci destul de important pentru că vrem să rămânem și în această competiție. Echipa lor clar este mult mai slabă decât noastră, așa că o să-i dăm un quick sim sau hai să-i dăm o simulare. Îi dăm o simulare, dar este în simulare meci. E bine, și se pare că în ce meciu, hai să ne reușim să câștigăm, dacă nu, presupun că o să o bag în joc și o să câștig, dacă o să pot. Foarte bine, ocazie pentru Manchester United. Foarte bine, bine aici Garnacho face 1-0 minutul 8, dacă nu mă înșel, da? Minutul 8, foarte bine Garnacho. Foarte bine aici, mamă, ce pasă, ce pasă la Kylian și cât de bine stătea Kylian, da? 2-0, da, v-am spus că nu trebuie neapărat să îl jucăm. O ocazie foarte bună aici, însă reușim până la urmă să ne apărăm apă Neuer. Lovitură de colț totuși. Fază importantă aici pentru cei de la... Adică pe de adversar, mai încerc să le pronunț numele. Însă nu este chiar așa periculoasă. Un șut totuși. Lovitură de colț, hai să vedem dacă reușim. Reușim până la urmă. Nu, sare bine mingea la ei și se pare că se face 2 la 1. Ok. Gibson marchează. Ce bine, ce bine combinația lor de pase. Bă, n-am ce să... Armstrong. Ok, 2 la 2. Ei bine, a venit timpul să intrăm și meci, de ce nu să-i batem, pentru că ăștia aparent se sură destul de bine. Ce bine aici a scăpat Kylian Mbappé și acum Kylian face bine acolo, face 3 la 2. Ce finez bun de la Kylian Mbappé. Și ia uite-l. Hop! Bine aici Garnacho, Saka foarte bine pe jos, însă apără Luis, până la urmă, sau Leus, Leus, nu prea are un nume foarte bun. Hai să ne acum o centrare, dacă reușim, o centrare destul de bună, acolo Araujo, însă nu reușește. Bine aici Saka, bine aici Saka, șutează, mamă ce bară, mamă ce bară. Ce a scăpat aici? Nu pot să cred, face 3 la 3. Băi, era efectiv liberă zona aia, s-au înghemuit toți ai mei. Și se dă direct la penaltiuri, wow, ok. Hai să ne reușim să apărăm totuși și... Mă pe stânga? Nu, no. Ok, atât în dreapta.
Primul care va bate este Bruno, asta dacă reușim să înscriem și Bruno, ușor pe mijloc, face 1-1. Acum o să meargă pe dreapta, zic eu. Bine mă, bine mă, bine mă, Neuer. Acum Saka la balon, mergem pe dreapta sus, stânga sus, de fapt, da, a apărat-o. A, să vedem acum dacă reușim, nu pot să cred, a dat, ușor pe mijloc. Mbappé, n-ai voie să ratezi, n-ai voie să ratezi Mbappé, Mbappé, what? Cum a apărat-o? Ok, și acum noi mergem pe... Asta pe dreapta, dar m-am zis pe stânga. Ok, dacă apare aici, pierdem. Asta că putem să marcăm aici cu Guimaraes și marchează Guimaraes. Însă trebuie să salvăm acum. Să e destul de greu, asta că reușim și... Se pare că reușim, reușim să salvăm. Acum Virț, hai Virț, hai de Virț, hai de Virț, hai de Virț, mă, bine mă, Virț. Hai, dacă apărăm acum, câștigăm, 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 nu, nu pot să cred. Cine este aici? Davis. Ok, Davis. Davis, o să dau dreapta sus. Bine, bine. Armer, o să merg pe dreapta. Na, da, pe stânga. Garnacho, o să mă duc. O să mă duc în stânga sus. Nu pot să cred, nu pot să cred. N-a scos din Carabao Cup această echipă. Incredibil. Efectiv, incredibil. Wow, efectiv, wow. Nu-mi vine să cred, deci în episodul ăsta... Așa se numește, episodul în care subestimez toate echipele. Subestimez toate echipele, efectiv. E bine, următorul meci este contra cei de la Wolves în Premier League, însă meciul acesta îl vom juca în episodul următor. De asemenea, am terminat și luna septembrie, asta înseamnă că va trebui voi să scrieți acolo care a fost jucătorul lunii sau jucătorul vostru preferat al lunii și acelui jucător o să-i dăm desigur un nou playstyle. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați plăcut deja, să activați clopoțelul, eu am fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!